Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pentru că suntem la sfârșit de an, ne-am propus să facem și unele totaluri. Ar fi evident ca să aruncăm și o privire asupra stării de lucruri din Consiliul Municipal Chișinău. De aceea, în această seară, am invitat-o pe doamna Eugenia Ceban, consilier PSRM CMC. Bună seara și bine ați venit, doamna Ceban! Bună seara și bine v-am găsit! Și pe doamna Silvia Grigore, de asemenea consilier PSRM CMC. Bine ați venit! Bună seara! Doamna Ceban, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin faptul a vă întreba. Iată, în acest interval de timp, și mă refer la anul 2018, practic ați avut o mulțime de solicitări din partea cetățenilor noștri și dacă ar fi să le cuantificăm, ar fi aproximativ 500.000. Cum ați reușit să faceți față unui flux atât de mare de muncă și în același timp, dacă am putea astăzi să concluzionăm care a fost, până la urmă, reușita CMC-ului? Haideți să-l luăm de la un capăt. Vreau să vă spun de la început că, într-adevăr, anul 2018 a fost un an și greu și un an foarte reușit, fiindcă am avut și alegeri locale, ceea ce au ținut de primarul general, și necătând care au fost rezultatele alegerilor, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, în dată chiar a doua zi după alegeri, în fața noastră am avut un șir de sarcini, un șir de probleme de rezolvat, care au venit atât în campanie electorală, cât și în platforma noastră a Partidului Socialiștilor, cât și chiar am avut unele probleme care au fost chiar planificate. Și vreau să vă zic, chiar începând cu 4 iunie, fracțiunea noastră deja a avut proiecte de decizie pregătite într-o susținere a tuturor cetățenilor, atât din municipalitate, din orașul Chișinău, cât și din suburbii, indiferent de apartenență politică, de starea socială, pe primul plan tot timpul a fost cetățeanul și va fi în continuare. Fiindcă noi, numai în luna iunie, am avut mai mult de 13 proiecte de decizie și toate au fost într-o susținere atât a cetățenilor locuitorilor municipiului Chișinău, cât și a angajaților din diferite subdiviziuni, fie a primăriei sau a Consiliului Municipal. Și la acea etapă, noi am venit cu proiectele când le-am propus pe 18 iunie la prima ședință, care a fost după alegerile locale. În primul rând ne-am gândit că am văzut acele fețe chinuite, am văzut acei angajați care orice decizie, fie luată de Consiliul Municipal, fie o hotărâre de guvern sau fie o lege, ele sunt implementate datorită celor care noi avem în structurile care sunt municipiul Chișinău. Și prima ce a fost, noi ne-am propus ca să le mărim salariul cu 40% la angajații din sfera asistenței sociale, care zi de zi, practic, se întâlnesc cu acei beneficiari, știți, care duc o viață grea, indiferent de ceea ce avem noi în întreaga Republică Moldova. Le-am mărit salariul, am adaus la salariu, a fost stabilit pentru toți angajații din domeniul culturii, fie biblioteci, fie case de cultură. Da. În total au fost peste 2700 numai acest domeniu. În celălalt domeniu o să vorbească colega mea. Și știți, noi aici am primit și acele decizii care ne-am gândit că de ce noi vrem ca în țara Republica Moldova tinerii specialiști să-i menținem aici, ca mamele cu copii să fie fericite, și ne-am propus și am fost aprobat proiectul de regulament pentru școlarizarea copiilor care merg pentru noul an școlar. Și iată, atunci a fost regulamentul acesta aprobat pentru 8.000 de copii în sumă de 5.600.000 de lei. Mai tot așa a fost aprobat pentru mamele care au 3 copii de grădiniță. Dumnezeu, vă imaginați numai să-i încalți și să-i pornești din casă, mai ales pe perioada asta rece. Și mulțumesc grație tuturor fracțiunilor că avem o conlucrare, știți, indiferent, mai avem și ciocniri, mai avem de toate, dar chiar am ajuns până la data de astăzi, la moment, la o înțelegere, știți, cu celelalte fracțiuni și s-au votat tot ce a înaintat fracțiunea Partidului Socialiștilor. Și eu cred că aceste reușite noi le-am obținut datorită că suntem deja o echipă consolidată, suntem o echipă din fracțiunea Partidului Socialiștilor care știm ce vrem,
Știm cum să soluționăm și de ce ne-a reușit. Doamna Grigore, eu vreau în cele ce urmează să ne oprim la un domeniu destul de sensibil, până la urmă și domeniul dumneavoastră de preocupare în CMC, e vorba de copii. Doamna Ceban a vorbit tangențial despre acest serviciu și despre faptul că în acest interval de timp au fost acordate mijloace financiare, îmi scap acum suma, nu vreau ca să comit o eroare, dar destul de însemnată pentru anume familiile cu mulți copii. În primul rând vreau să spun că grație activității a fracțiunii noastre, dar nu numai. În urma faptului că noi niciodată nu stăm în cabinete, niciodată nu stăm pe loc permanent, suntem în teren, permanent suntem între oameni, permanent suntem cu cei care au nevoie de ceva și noi știm problemele din interior. Știți, ne-am dat seama că direcția ocrotirii drepturilor copilului, noi avem multe pretenții față de ei, dar condițiile de lucru le facem, ei au aceste condiții de lucru. Atunci, noi am schimbat șeful acolo, am mai făcut niște perturbații, dar aceasta nu a dat rezultate și ne-am dat seama că trebuie să le facem și niște oportunități ca ei să poată să muncească. Primul lucru ce l-am făcut, le-am oferit un adaus de 30% la leafă, așa cum am făcut și cu alte direcții, cu cultură, cu socială, am adăugat și la Direcția Drepturilor Copilului. Și la... Pe urmă, am făcut niște servicii noi. În primul rând, serviciu social, locuință socială. Asta e pentru copiii care împlinesc 16-18 ani, copii orfani care nu au unde să locuiască și au o locuință, două, pentru acest serviciu abia acum s-a creat. El o să înceapă a funcționa, unde acești copii o să aibă un loc de trai, să zic. Desigur, nu permanent, dar pe un timp cât el se înferipa. Acolo o să socializeze, o să învețe a intra în societate, o să fie ajutat de anumiți pedagogi, psihologi și așa mai departe. Pe urmă, am făcut un serviciu care se numește asistență stradală. Știți problema cu copiii de stradă care a fost la noi. Am închis foarte multe școli internat. Știți problema cu internatul numărul 2. Știți copiii străzi, știți copiii care se află la inturist, știți copiii de la intersecție de străzi și mulți, mulți alți copii care... și noi avem pretenții la Direcția Drepturilor Copilului că nu își îndeplinesc misiunea. Dar până la urmă ei nici nu aveau acest serviciu de asistență stradală. Iată, noi am făcut acest, printr-o decizie 5 de fracții 20, cu 14 unități, adică psiholog, asistent social, tot ce trebuie pentru ca să funcționeze, ca acești copii să fie găsiți, monitorizați, duși unde trebuie și să se aibă grijă de ei la prima perioadă. Pe urmă, am făcut un serviciu de sprijin cu familii, cu copii în situații de risc, cu copii din familii defavorizate, cu copii invalizi, cu familii monoparentale, adică copiii care sunt în dificultate într-un fel. Acest serviciu, iarăși, a fost creat acum nu de mult și doar două luni, practic, a funcționat, dar am făcut-o, parmi vreo 500 de cereri sunt de acum în lucru la Direcția Drepturilor Copilului. Este un lucru soluționat. De acum soluționate. Pe urmă, am mărit numărul de asistenți profesionali, dacă știți ce asta e atunci când o mamă are un copil invalid, asistenți personali, o mamă care are un invalid de gradul 1, ea nu poate să meargă la serviciu, fiindcă acest copil are nevoie permanent de asistență. Ea își îngrijește copilul, primește o leafă, desigur, leafele nu sunt atât de mari, dar... Eu cred că și aceasta este un plus înainte și își îngrijește copilul, merge și stadiul de muncă. Și noi am mărit acest număr de asistenți personali la număr 377. Eu cred că tot e un lucru extraordinar. Pe urmă, am mai făcut o... Doamna Grigore, eu vă rog ca să țineți minte gândul. Noi am reușit ca să facem legătura telefonică cu Lilia Dare, președinte al Societății Persoanelor cu Deficiențe de Auz, pe care o salut. Bună seara, doamna Dare! Bună seara!
Sunt Vlad Madan de la Accent TV, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic, împreună cu doamna Eugenia Ceban și Silvia Grigore, discutăm despre activitatea CMC-ului și rezultatele pe care le-a înregistrat CMC-ul pentru anul 2018. Dumneavoastră, în calitate de președinte a Societății Persoanelor cu Deficiențe de Auz, cum catalogați? Ați simțit un ajutor din partea Consiliului Municipal Chișinău și cât de flexibil a fost acest organ pentru a vă întinde o mână de ajutor când ați avut nevoie? Vă rog să ne spuneți. Da. În primul rând vreau să vă spun că eu sunt președinte interimar filialei teritoriale Chișinău, Asociației Sozilor din Republica Moldova. Da. Cu doamna Eugenie Ceban, noi contactăm, conlucrăm, noi suntem, doamna Eugenie Ceban este cu noi mult timp și în orice caz, când avem nevoie de ajutor, când avem nevoie de sprijin, doamna Eugenie Ceban niciodată nu a refuzat, doamna Eugenie Ceban în fiecare dată luptă pentru persoane, nu numai cu deficiență de auz, dar persoane cu dizabilități. Spuneți-mi, vreau, că care a fost ajutorul pe care vi l-a acordat Consiliul Municipal Chișinău? Mă refer fie la mijloace financiare, fie la cele tonometre despre care tot discutam și noi în cadrul emisiunilor noastre. Da. Tonometre au fost aparate auditive, sunării cu lumină pentru persoane cu deficiențe de auz. Asta a fost un sprijin mare din partea doamnei Eugenie Ceban, din consilierul municipal. Spuneți-mi, vă rog, v-ați mai adresat în această perioadă de timp și altor fracțiuni din cadrul municipiului Chișinău, din cadrul Consiliului Municipal? Ați găsit aceeași deschidere? Eu, după cum vă spun, an trecut noi am scris demersuri la fiecare fracțiune din CMC și am primit răspuns, am primit sprijin, ajutor numai de la Partidul Socialistilor, doamna Eugenie Ceban. Spuneți-mi, vă rog, pentru anul 2019, care ar fi necesitățile asociației din care faceți parte? Eu vă spun că necesitățile nu se termină. Da. Viața merge și noi în fiecare dată avem ceva nevoie. Încă trebuie să facem să întrebăm la oameni care necesitățile lor sunt și dacă eu sper că doamna Ceban și Partidul Socialistilor niciodată nu a refuzat și n-a să ne refuză. Doamna Dari, eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat și vă aștept cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Doamna Grigori, vreau să vă continuați gândul și poate și comentând afirmațiile doamnei Dari, necesitățile unei asemenea asociații, suntem conștienți fiecare, sunt enorme. Vorbim despre primul pas, bănuiesc, făcut în legătură cu acele tonometri și aparate auditive de care au visat, sau mai bine zis, la care au visat ani de zile. Păcat că nu s-a tras atenția la pătrua aceasta de cetățeni și vreau să zic și eu mulțumesc doamnei Eugenie Ceban că a venit ea în Consiliu și fiindcă ea a lucrat în acest domeniu, în domeniul asistenței sociale și știe necesitățile lor și este un om care o doare și inima pentru acești oameni. Eu, câtă lume a ajutat doamna Eugenie Ceban, chiar și personal la diferite probleme. Asta de cum nici nu mai discutăm. Eu vreau să mai adaug despre faptul că eu vorbeam despre Direcția Drepturilor Copilului. Noi am mai făcut un serviciu care se numește asistență socială comunitară. Noi vorbim despre asistență socială la asistența socială pentru maturi, dar despre copii am cam uitat. Dar după lege în toată lumea sunt asistenți sociali și la copii. Acest lucru a fost o scăpare până acum în municipiul nostru Chișinău și noi această scăpare am eliminat-o, să zicem așa, am creat acest serviciu de asistență socială cu 45 de asistenți sociali, care ar fi undeva câte 1500 de copii la un asistent social. E foarte mult, dar este un ajutor enorm, fiindcă atunci când oamenii nu știu unde să se adreseze, dar știu că este un om care poate să le dă o consultație, poate să-i
monitorizeze, poate să-i ajute, poate să-i îndrumeze, poate sunt copii în dificultate foarte mult, dar chiar și copii din familii bune, care ajung într-o situație la un anumit, într-o anumită perioadă și părinții nu știu ce să facă. Da. Trebuie să fie un asistent social la care ei se adreseze și acest asistent social să-i îndrepte acolo unde trebuie. Adică, noi în Consiliu, grație tuturor fracțiunilor care ne-au susținut cu aceste inițiative frumoase ale noastre, am dat niște posibilități bune, eu cred, Direcției Drepturilor Copilului, care ele trebuie doar realizate, doar folosite, doar lucrate mai departe. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum la Direcția Drepturilor Copilului sunt niște lucruri frumoase care o să aibă continuitate în timp. Doamna Ceban, eu vreau să vă acord o întrebare tranșantă. Cum găsiți sprijinul celorlalți colegi? Pentru că uneori mai iese și scânteie în discuție, nu toți susțin punctele de vedere, invocă necesitatea mijloacelor financiare și în alte domenii. Până la urmă, iată, este un exemplu elocvent, cazul Asociației Persoanelor cu Deficiențe de Auz. Ceea ce ține de persoanele în genere cu dizabilități, fie în municipiul Chișinău, fie locomotorie, fie cu deficiențe de văz, de auz, eu vreau să vă zic că pentru prima dată în municipiul Chișinău, nici în Republică nu există aceste inițiative, la inițiativa fracțiunii socialiștilor au fost procurate pentru persoanele cu deficiențe de văz peste 800 de tonometri, fiindcă ei de acum vârsta le ajung și toți au probleme, diferite maladii de sănătate. Li s-au dat bastoane ca să poată traversa străzile, li s-au dat la inițiativa noastră termometri sonore. Mai mult ca atât, pentru prima dată, dacă ați privit, în 20 de ani, unii trăiesc la strada Pietrarilor, Societatea Orbilor, li s-a reparat drumul la inițiativa noastră de acces și ca să poată măcar să iasă din casă. Dar cel mai important este că zi de zi, nu știi unde te aruncă destinul și atât persoane la cărucior, care cu deficiențe locomotore la cărucior, noi am fost inițiatorii și pentru prima dată mergeți în instituțiile medicale, s-au început a schimba că ei nu puteau merge să în policlinica numărul 1, nu puteau merge mai mult decât primul etaj, nu puteau să intre în ascensorul care era s-a schimbat ca să poată intra mamele cu copii care merg la, până la etajul 7 la diferiți specialiști. S-au instalat ascensoare care în interior, peste 12 ascensoare, s-au instalat la Asociația Medicală ascensoare care în exterior sunt pentru persoanele cu dizabilități la cărucior să nu mai iasă medicul să îi examineze în stradă, dar ei deja ei tot au șanse egale să se simtă că ei trebuiesc societății. Mai mult ca atât, ceea ce privește zi de zi cum lucrăm cu celelalte fracțiuni, eu cred că nu este important acu inițiativă, chiar dacă este inițiativa Partidului Socialiștilor, este important ca fiecare să conștientizeze că cineva undeva are o mamă, are o bunică și noi suntem cei care trebuie să avem grijă de persoanele în etate. Fiindcă, iată, numai în aceste 4 luni, că nici nu sunt 4, care acum i-am început de la 1 octombrie, ziua oamenilor în etate, ziua nevăzătorilor, ziua celor cu deficiențe de auz. Acum a fost ziua internațională a invalizilor. Practic, am conlucrat foarte bine și toți au primit atât surse financiare cât și diferite alte ajutoare umanitare. Ne-am implicat până la ultimul solicitant ca într-adevăr la sfârșit de an să se bucure și ei că trăiesc în Republica Moldova și sunt fericiți. Noi am avut grijă și de tinerii specialiști ca să le dăm câte 1000 de lei pentru chirii și deja e implementat acest proiect. Noi am avut grijă de etichetele de masă alimentare, o să vorbim mai târziu. Da. Știți, practic ceea ce o ținut de asistență socială, dacă astăzi să vorbim cam cum noi am primit, vă dați seama câți maturi noi avem, uitați-vă să vă arăt statistica. Domnule care Ceban, pentru dumneavoastră. Eu vă rog să țineți minte acel gând pe care ați intenționat să-l faceți public, pentru că noi vorbim de atât despre problemele din sistem, am ajuns să discutăm nemijlocit și despre ceea ce se numește specialiști în cadrul diferitor direcții, în cadrul primăriei și am reușit să facem legătura telefonică cu un tânăr specialist pe care vreau să-l ascultăm să ne spună care este activitatea nemijlocit pe care o desfășoară și vreau să privim și din prisma financiarului pentru că este ceva destul de important. Alo, bună ziua! Bună ziua!
Mulți stimate domn, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Discutăm astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic despre starea de lucruri din municipiul Chișinău și despre ceea ce s-a reușit a face în acest interval de timp ianuarie-decembrie 2018. Din câte cunosc, activați în calitate de specialist la Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului. Da. Întrebarea mea este una foarte simplă. Care este salariul unui specialist în cadrul acestei direcții? Și cum reușește în același context să faceți față cheltuielilor pe care le avem zi de zi? Vă rog. Deci salariul variază între, începând de la 2400 și până la 3-4, așa în medie. Spre exemplu, eu am 3,5 aproximativ salariu. Spuneți-mi, vă rog, cum v-ați determinat totuși a opta pentru această funcție? Pentru că, cu tot respectul față de sexul frumos, dar mulți dintre noi mai au încă preconcepția că este o meserie, profesie, să o numim cum vrem, dedicată femeilor. Cu tot respectul de rigoare. Păi, nu știu, așa soarta, probabil. Nu m-am gândit niciodată să activez aici, dar așa s-a primit niște circunstanțe. Și... Spuneți-mi, vă rog, volumul de muncă pe care sunteți obligat al face în postura pe care o dețineți, cât de mare este? Volumul e mare. Mare și responsabilitate mare. Câte persoane sunt în mare și responsabilitate? Câte persoane aveți în subordine, dacă se iau în ghilmele de rigoare, pe care trebuie să le monitorizați? Deci eu, activând în serviciul resurse umane, direcția noastră numără 700 de angajați. Vă dați seama, suntem 2-3 persoane, acum 3 la moment suntem. Și cu 700 de angajați, respectiv, e foarte mare volumul de lucru. Atunci când vorbim, iată, de conlucrarea și despre echipa pe care o formați, ați zis 2-3 persoane, câte persoane ar trebui să constituie la modul real această secție pentru a face față volumului de lucru? Deci real, așa, să luăm și lucru calitativ, să fie și la standardele, să-i spunem, naționale, ar trebui să fie vreo 5, aproximativ, minim 5. Chiar mă raportez la alte instituții. Da, eu vă mulțumesc pentru aceste informații, vă aștept și în cadrul emisiunii noastre. Doamna Ceban, informația este destul de relevantă. 2400-3000 de lei, un tânăr specialist, un domn care ar trebui să-și întemeieze o familie sau poate oare îi dorim sănătate și care ar trebui să facă față cotidianului. Da, ținând cont că dumnealui încă dacă e tânăr specialist și va urma să aibă o familie și trebuie să fie capul familiei și să întrețină familia întregime, desigur că asta este un salariu mizer, fiindcă noi, știți, fracțiunea din Consiliul Municipal am luat în considerație și aceasta și, cum v-am zis, le-am dat ce am putut adaus la salariu. Este foarte regretabil faptul că toate aceste schimbări trebuie să se facă la nivel central, fiindcă noi, la nivel municipal, cadrelor didactice la 1 septembrie am aprobat o decizie care li s-a dat 500 de lei pentru materiale didactice, fiindcă codul educației, legea 152, aceasta prevede. Și în baza acestei legi a fost elaborat de către Ministerul de Resurs, Ministerul Educației, ordinul 634, unde a fost elaborat un raport, știți, un nomenclator de rapoarte pe care un profesor trebuie să ducă un cemadan ca la armată, dar n-a fost prevăzută sursele financiare pentru acoperire. Și este nedumerit faptul că după ce noi, Consiliul Municipal, asta e bine că ei ne copie, asta e bine că eu de la noi, exemplu, înainte de alegeri, precum că le vor da câte 2000 de lei, dar aceste cadre didactice au avut nevoie și de majorarea salariului și de supliment pentru materiale didactice, începând din 2014, când ați aprobat legea codului educației. Asta e una la mână. A doua, știți, noi în municipiul Chișinău, împreună, toți fracțiunile, la inițiativă Partidului Socialiștilor, ne-am gândit că acest profesor pentru salariul cel mic, cadrei didactice, și le-am dat lunar 70 de lei la transport. Poate e puțin și ne dorim și noi mai mult, dar pentru 6620 de cadre didactice, lunar am acordat acest suport financiar. Și mai mult ca atât, ceea ce a vorbit domnul Alexandru acum, el e tânăr specialist și noi pentru acești tineri specialiști deja este implementat, s-a cerut iată până acum să aștepta, s-a cerut finanțare, fiindcă noi la ultima ședință, ținând cont de decizia aprobată, câte 1000
1000 de lei pentru chirii la tineri specialiști ca să-i putem menține în țara noastră și să nu pierdem cadrele cele mai bine pregătite profesional, vă dați seama, fiindcă astăzi noi ducem lipsă de cadre în toate domeniile și iată noi le-am aprobat câte 1000 de lei, dar a fost obstacol contractul celălalt de chirii care trebuie să-l înregistreze la Inspectoratul Fiscal. L-am exclus la ultima ședință și bravo lor că au insistat și ei au venit în sală, ne-au susținut toți 41 de consilieri care au fost din toate fracțiunile și astăzi deja s-au început fiecare subdiviziune a cere finanțare la acest capitol. Mai mult ca atât, știți, atunci când ești zi de zi lângă, fie că e profesor, fie că e din instituție, cadru didactic, din instituția de învățământ preșcolară, de educație timpurie, știți, toți se întâlnesc cu ceva probleme și toți au acasă copii și ca noi spunem capăt la acele adunări de bani de la părinți care ei tot vor să întâlnească sărbătorile de iarnă, știți, noi le-am mărit cu 20%, am venit cu proiectul de decizie pentru aproape 10.000 de cadre didactice, dintre care 6.600 de cadre didactice din învățământul general și 2.900 și vreo 65 din cadre didactice din instituții de învățământ, de educație timpurie, grădinițe. Vă dați seama? Inclusiv și pentru 893 din suburbii. Dar ce vreau să vă zic și la acest capitol? Noi, practic, mă miră faptul că mergem acum pentru pregătirea bugetului pentru anul 2019 și, practic, atunci direcțiile respective care pregătesc proiectul de buget ar trebui să țină cont de deciziile deja aprobate și votate, fiindcă în mare majoritate e scris că vor pregăti și vor include și pentru anul 2019. Sunt unele proiecte de decizie care dumnealor nu le-au prevăzut. Și desigur că noi în cadrul ședinței Consiliului, când va fi pus pe discuții bugetul, noi vom ridica această întrebare. Vreau să vă zic că dacă noi am vorbit cu dumneavoastră de tineri specialiști, să știți că avem tineri specialiști pe care astăzi țara are nevoie, indiferent că este cu dizabilitate, fie dizabilitate de boală generală sau locomotorie. Și noi, ceea ce a spus colega mea, la Direcția Generală de Asistență Socială, am dat în luna iunie, nu mai târziu, în data după alegeri, încă 300 de unități de asistenți personali și în total am aprobat 900, astăzi sunt la asistența socială, unde mama, copilul, fiica poate fi angajat cu carnet de muncă, cu salariu, ca să-și poată menține când va veni vârsta de pensionare și ei poată să avea măcar o pensie cât de cât. Da. Și să nu așteptăm, vreau să vă zic dumneavoastră, valorizare, indexare, care mare majoritate vin astăzi la audiență și nu le este clar, fiindcă foarte mulți dintre ei ne spune că am pierdut din pensie sau am pierdut acele 180 de lei ajutor material. Noi le-am mărit la toate categoriile, la transport, ca serviciile sociale în municipiul Chișinău să nu mai fie, știți cum zice, minimum sau 1450, la toate, absolut, fie protezare dentară, fie la transport, fie la cantină, 3000 de lei. Și ce e important vreau să vă zic, că iată, astăzi aș face o adresare, că ne apropiem de sărbătorile de iarnă. Revenim, foarte doamna Ceban, revenim pe final. Nu, eu trebuie să vă... Bine, eu aștept. Aici trebuie să spun... Da, ca să-i acordăm și posibilitatea doamnei Grigore să se exprime. Doamna Grigore, eu vreau să vă întreb până la urmă... Eu n-am văzut felicitări. Da, până la urmă aceste reforme despre care vorbim, le iau în ghilimele de rigoare, s-au început de la instituțiile preșcolare, da, în care ați acordat o anumită sumă de bani pentru personalul tehnic. După aceea, firul logic a continuat. Vă rog. Da, nici nu știu ce să... Da. Am zis despre aceste decizii. Firul logic a fost... Este și logica Partidului Socialiștilor, care, de fapt, se ocupă în primul rând de problemele sociale din țara noastră și, în primul rând, că noi suntem consilieri municipali din municipiu. Asta este și un lucru logic. Eu vreau să zic că, cât ar fi de straniu cu toate disensiunile și conflictele pe care le-am avut noi în Consiliu, anul acesta, după cum a spus și doamna Ceban, s-a lucrat foarte productiv. Cum n-ar fi, dar celelalte fracțiuni au mers în întâmpinarea noastră și au înțeles că nu se mai poate de mers atât. Atâția ani, amari de ani, nu s-a făcut nimic, nimic în domeniul social. Chiar dacă până la Dorin Chirtoacă mai erau niște proiecte sociale, erau acele 20% pentru pedagogi, erau ele cândva, se dădeau, au fost toate aceste facilități, au fost practic tăiate și nu mai existau. Noi ne
reîntoarcem într-o albie a normalității, fiindcă, de fapt, atunci când omul este într-o dificultate, statul trebuie să-l ajute. Dacă nu-l ajută statul, îl ajută orașul sau municipiul sau localitatea în care el locuiește. Așa că este un firul logic prelungește și noi să, cu așa inițiativă o să vedem și în continuare. Altceva că noi ne rugăm mult la celelalte fracțiuni ca să ne susțină, fiindcă evident că sunt și conflicte, fiecare trage la turta lui, dar până acum a fost înțelegere. Eu îmi doresc foarte mult ca și în anul care vine, dat acum avem în discuție de grabă, o să avem bugetul, să se vină din partea direcțiilor, în primul rând să fie acești bani iarăși puși așa pe policioare cum trebuie să fie, conform deciziilor pe care le-am făcut, să nu fim sabotați, fiindcă au fost foarte multe decizii care au fost sabotate de executiv, din păcate. Doamnelor, noi am reușit a face legătură telefonică iarăși pentru a confirma sau a infirma o stare de lucruri cu doamna Lucia Caciuc, șef interimar a Direcției pentru Protecția Copilului. Bună seara, mult stimată doamnă! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre starea de lucruri din CMC și vreau să vă întreb, iată, anul ăsta, 2018, cum a fost pentru direcția pe care o reprezentați și în ce măsură aceste inițiative care fie că au parvenit din partea concetățenilor noștri, fie că au parvenit din partea unor fracțiuni din CMC, au fost cele care au prins contur? Care sunt ele? Vă rog. Spre fericire, cred că pentru toți beneficiarii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, anul acesta, în special în a doua jumătate a anului, vorbesc de a doua jumătate a anului pentru că și eu sunt în funcție din luna martie, am reușit să trecem prin Consiliu mai multe proiecte, proiecte care au schimbat spre bine starea de lucruri și în acest context vreau să mulțumesc Consiliului Municipal pentru colaborare și pentru deschidere, pentru că unele din aceste proiecte au stat o perioadă destul de lungă. Iată, acest aspect vroiam să îl abordăm. De ce unele proiecte s-au tergiversat în timp? Nu a existat voință politică? Nu a existat interes? Ce s-a întâmplat? Mie îmi vine greu să spun ce a fost în spate. Cert este faptul că acum lucrurile s-au pornit mai bine și ne bucurăm că există o colaborare bună între direcții și Consiliul Municipal, ori problemele de ordin social nu ar trebui să aibă conotație politică și lucrul ăsta ar trebui să o înțeleagă absolut toți membrii Consiliului Municipal. Problemele sociale sunt multe, ele sunt durute și vizează oameni care nu fac diferența între culorile politice care sunt reprezentate în Consiliu. Oamenii vor să-și rezolve problemele astăzi și pe măsura posibilităților cu o perspectivă ulterioară. Am auzit ce spunea doamna Silvia referitor la faptul că ar trebui să existe o continuitate a acestor proiecte. Același sprijin familial, aceleași noi unități pentru asistența personală. Se pare că avem o deficiență tehnică. Dacă reușim să luăm legătura din nou cu doamna Caciuc, o așteptăm în emisie. Între timp, doamna Ceban, vreau să ne vorbiți un pic despre ceea ce numim noi pe ansamblu societatea, tichetele de alimentare. E un succes? Da, este o întrebare foarte bună, dar până la asta vreau să vă mai amintesc, fiindcă cred că în acest an nu ne mai întâlnim cu dumneavoastră, ca lumea să știe că la inițiativa fracțiunii Partidul Socialiștilor deja a doilea an... Doamna Ceban, terminăm gândul cu doamna Caciuc și mulțumim pentru... Doamna Caciuc, da, vă rog ca să continuați cele enunțate mai devreme. Ziceam că problemele de ordin social nu ar trebui să aibă culoare politică. Oamenii vor să se rezolve problemele cât mai curând și cred că consilierii ar trebui să înțeleagă acest lucru. Eu am o ultimă întrebare în această intervenție telefonică. E un argument plauzibil atunci când ni se spune că nu există mijloace financiare? Nu. Poate mai degrabă o proastă gestionare a mijloacelor financiare. Corect. Bravo. Eu vă mulțumesc, mult stimată doamnă, pentru punctul de vedere exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii la postul nostru de televiziune. Doamna Ceban, vă rog.
Reieșind știi ce a vorbit doamna Căciuc, vreau să vă zic că, într-adevăr, știți, când ai grijă de oameni, noi astăzi, consilierii municipali, suntem ca o familie pentru locuitorii municipiului Chișinău. Și noi, de-am a doilea an acum, la inițiativa noastră, a fost aprobat decizia unde noi plătim la nașterea a treilea și copiii următorii din familie, câte 2000 de lei. Asta e bine și iarăși ne-au copiat, dar numai că nu dau, noi dăm bani la mână, cash, ca mama să-și cumpere ce vrea, dar nu cutiuța cu ce vrei să o duci. Dar o facem așa, modest, frumușel, că banii în Chișinău sunt. Mai mult ca atât, vreau să vă zic că noi am avut grijă și de persoanele în etate și am aprobat peste 9 milioane de lei începând cu 1 ianuarie, deja nu 700, dar zilnic se vor alimenta câte 1200 pensionari pe zi, fiindcă într-adevăr un prânz cald, ei nu-și pot să permită de suma aceia de lei care se duce la piață, trebuie să cumpere numai un kilogram de sfec sau ceva. Altă întrebare, ce și dumneavoastră ați ajuns la etichetele de masă. Da. Noi suntem fracțiunea Partidului Socialiștilor, să știți că pentru angajații din sistemul bugetar suntem cei care am venit cu inițiativa și grație celor la antifracțiuni ne-au susținut, au fost probleme și am găsit ca noi aceste, la prima etapă, aceste surse financiare să le luăm de la schimbul, de la taxele de schimb valutar, care sunt în municipiul Chișinău, avem peste 13 milioane, ne rămân încă iată acum, ia vreo 7 milioane pe anul viitor și le punem și pe anul viitor și deja au început angajații să primească costul unui tichet pe zi 45 de lei și vă dați seama, asta sunt 900 de lei suplimentar la un angajat, care a spus Alexandru, dar Alexandru are 2400, dar un asistent social are 1100, un pedagog din protecția copilului, vă dați seama, de la ce ești bibliotecar, de la cultură, care toată ziua cu cărțile cele de praf. Și vreau să vă spun că noi am susținut acum alt proiect de decizie care a fost în Consiliul Municipal votat și de acum toți pensionarii pot merge fiecare începând cu ziua de marți la orice oficiu poștal, poate este puțin, dar noi le-am dat banii din bugetul municipal, nu din fondul asigurărilor sociale, din ceea ce plătesc eu cu dumneavoastră, din pensia mea, vă mai plătesc impozit și pe oricum când dați la sărbătorile de iarnă ceva bani, la 70.000 de pensionari și invalizi vor primi iarăși câte 100 de lei la sărbătorile de iarnă până la finele lunii decembrie. Deja sunt listele perfectate, finanțarea este cerută. Și știți, iată, parcă îți pare că e puțin, dar când începi să le pui așa frumușel una după alta, într-adevăr, peste 50 de proiecte sociale, aceleși 40% la agentul termic, da, s-a modificat, aceleși 5 milioane sau 7 milioane jumătate am avut deja suportate la protezarea dentară peste mai mult de 3.000 de persoane în etate, vă dați seama, oamenii uneori fără dinți, el nu poate nici pâine cu apă să bie. Și de ce eu vă zic, o importanță foarte mare a avut acum ea, că la fracțiune, la inițiativa fracțiunii socialiștilor a fost votat, adică proiectul de decizie privind sprijin de monetar, social monetar. Și iată, prin acest sprijin, vă dați seama dumneavoastră, noi la 4 octombrie l-am votat și iată, astăzi s-a finisat ultimele dosare, peste în jur de 900 de dosare de 2.700.000 de lei. Și plus ce a zis doamna Căciuc, 500 la protecția copilului. Iată, noi avem de acum peste aproape 1.400 de dosare achitate peste 7 milioane de lei. Oameni buni, și aici știți cum, familie care după cum în situația financiară, care au primit 6.000 de lei, ați văzut, are un soț 20 de ani, sunt uit la pat, pe copil, per copil 4.000, dacă au 3-4 copii, au primit începând de la 4.000 până la 27.000, sunt deja oamenii au beneficiat de aceste ajutoare și eu cred că am privit o familie care a zis că pentru prima dată, având 9 copii, i-a încălțat cu, pe toți cu încălțăminte de iarnă nouă. Asta e un sprijin enorm și de ce vă zic că trebuie să privim chiar cetățeanul, nu de la alegeri la alegeri. Eu îmi cer scuze, nu aș vrea să fac nicio trimitere la alegeri, dar noi am mărit același salariu. Am venit treptat, fiindcă surse financiare sunt, practic, cum a spus și doamna Căciuc, trebuie să fie gestionate corect și îndreptate spre cetățeni. Da, avem în municipiul Chișinău nevoie și de investiții, dar eu astăzi nu aș vrea să mă opresc la acele chestii, că la inițiativa fracțiunii noastre au fost instalate peste 120 de terenuri de joacă, au fost restabilite străzile dintre intracartiere, au fost iluminatul stradal. Știți, în afară de ce că vrei să-i dai o felie de pâine, noi ne gândim că noaptea spate și ieși afară. Și cum asta, acum se face atât de grabă noaptea, să nu stăm ieși din casă.
Doamna Grigor, cu permisiunea dumneavoastră, o să ascultăm punctul de vedere a doamnei Tatiana Bucearski, șefa Direcției Asistență Socială Ciocana, pe care o salut. Bună seara, mulțumată, doamnă! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre reușitele Consiliului Municipal din acest an, anul 2018. Vreau să vă întreb, iată, aici discutam mai multe, despre mai multe inițiative care au prins contur în acest interval de timp. Dumneavoastră, în calitate de reprezentant a acestei direcții, cum catalogați inițiativele care au fost realizate în acest interval de timp și dacă mijloace financiare pentru a pune în practică există? Vă rog. Vreau să încep cu aceea că așa un an productiv ca anul acesta, cred că direcțiile asistență socială n-au mai văzut. Mijloace financiare... Ne bucurăm să auzim un asemenea lucru. Mijloace financiare sunt, oamenii sunt foarte mulțumiți de cele ce se acordă. Au fost mai multe decizii aprobate și în luna octombrie, și în noiembrie, și mai înainte, dar acum în octombrie au fost, cred că, o lună cea mai productivă, pentru că deciziile aprobate acum sunt foarte binevenite oamenilor. Ați găsit o susținere din partea CMC-ului? Susținerea este foarte mare, dar nu susținerea anume pentru mine sau pentru direcția noastră, e susținerea pentru familiile și persoanele defavorizate din toate sectoarele municipiului. De ce până la ora actuală ele au fost ignorate? Poftim? De ce până la această oră problemele acestor persoane au fost ignorate? Eu nu cred că au fost ignorate, dar nu au fost în așa măsură soluționate cum au fost soluționate anul acesta. Pe care le considerați cele mai reprezentative din proiectele implementate? Cele pentru oameni. Toate proiectele sunt reprezentative. Toate proiectele sunt benefice și pentru copii, și pentru persoanele în etate. S-a lucrat anume cu persoanele socialmente vulnerabile. Și din familie cu mulți copii, și persoanele în situații de risc, și persoanele cu dizabilități, și pentru persoanele pe vârstă. Toți au avut numai beneficii din deciziile aprobate de către Consiliu. Ultima întrebare în cadrul acestei intervenții telefonice, pe care am acordat-o mai multor intervievați. Mijloacele financiare existente sunt gestionate rațional? Eu cred că Consiliul care este acum și în componența care este acum cel mai mult atrage atenția asupra persoanelor social vulnerabile în toate sectoarele municipiului și ele... Persoanele acestea social vulnerabile necesită cel mai mult acordarea mijloacelor financiare și eu cred că sunt rațional. Da, noi vă mulțumim pentru punctul de vedere exprimat și vreau să, până a încheia această emisiune, vreau să aflu punctul de vedere a doamnei Grigore. Doamna Grigore, am menționat în acest studio și chiar nu putem să ignorăm persoanele de vârstă a treia. S-a acordat o atenție sporită, ne asigurau și funcționarii din cadrul acestei direcții, dar și din ceea ce spuneați și un pic mai devreme, chiar și la capitolul dentar ne asigura doamna Ceban. Da? Eu cred că de acum doamna Ceban a vorbit foarte mult cât s-a făcut pentru persoanele etate, pentru pensionari, că de fapt ei sunt primii cei mai vulnerabili în societatea noastră, fiindcă au ajuns să muncească o viață și când au ajuns să se bucure de concediu bine meritat, au ajuns cu niște bănuți care nu poate să-și duc o viață decentă. Dar eu aș vrea să mă întorc la problema, la ale mele. Vă rog. Noi am uitat de oamenii de lucrătorii de la Direcția Cultură, cu care noi tot le-am făcut un adaus de 40% la leafa lor, care vreau să vă spun este tot foarte consistent. Consistent. Să vă zic, un lucrător în muzeu are 1400 de lei. Puteți vă închipuiți cu așa leafă să lucrezi? Sau un lucrător la club, sau un lucrător la UB,
bibliotecă are 2000 și ceva. Sunt niște lefe foarte, să zic, simbolice, mai ales dacă ești un cap de familie sau ai copii acasă. Adică noi am încercat să facem și acolo niște mișcări spre bine. Eu tare aș vrea să avem această continuitate despre care mai vorbit și în anul care vine și să nu uităm de aceste porniri frumoase pe care le-am avut și în domeniul culturii, și în domeniul social, și în domeniul protecției copilului, și în domeniul sănătății, fiindcă mai mult decât am făcut noi anul acesta, foarte productiv datorită și șefului fracțiunii noastre, care permanent ne gonea și insista și cerea din noi foarte mult și eu zic, grație doamnei Eugenie Ceban, care a lucrat în acest domeniu. Doamna Ceban, regenii zice că mai avem un minut la dispoziție. Eu vreau mesajul dumneavoastră și speranțele pentru anul 2018 legat de CMC și proiectele pe care urmează să le continuați. Sunt sigur că există o serie de proiecte ce urmează. Îmi spune mesajul pe anul viitor, eu vreau să vă zic că în primul rând, atunci ce am vorbit noi, persoane în etate, persoane cu dizabilități, o mare importanță are să ai grijă și de cel care stă alături de tine. Și iată, la inițiativa fracțiunii noastre, în luna iulie a fost votat ca să dăm 3 salarii premiu pentru toți funcționarii publici, atât din primării, preturi, cât din toate subdiviziunile. Mai mult ca atât, amintiți-vă ce a fost cu grădinițele și eu chiar aș vrea să aștept salariul care ne spune că o să-i fericească, fiindcă noi, la cel 50% care a fost la inițiativa fracțiunii socialiștilor, am votat și 500 de lei lunar încă acum de la 1 septembrie și vom vedea la cât o ieșim mai departe. Și foarte important este că atunci când vrei cineva să obții ceva, un rezultat, creează condiții. Nu, iată, și pentru sectorul botanic, unde asistenții sociali, unde vin beneficiarii, erau în condiții extra, știți, sanitare, practic, iată, acum merge reparația acestui sediu. De ce? Eu, mesajul pentru anul viitor este, în primul rând, să fim toți cetățenii din Republica Moldova, le doresc, în primul rând, sănătate, le doresc răbdare și eu cred că noi, fracțiunea Partidului Socialist, vom face tot pentru acești cetățeni ca să nu-i dezamăgim, ca să le soluționăm problemele, indiferent de culoarea politică, să țină în minte că noi nu venim cu promisiuni în ajun de unele alegeri, cum se întâmplă acum, nu mărim salariul atunci când nu avem de unde îl plăti, dar sursele au fost identificate, totul au fost coordonat, totul au fost pus la locurile lor și de aceea să știți că atunci când ai o echipă profesionistă, competentă, poți obține orice rezultat, mergi la convorbiri cu orice fracțiune, ceea ce ni s-a primit nouă și de aceea le mulțumesc tuturor încă o dată, vă doresc la toți sănătate. Doamna Grigore, doamna Ceban, vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune, vă aștept și cu alte ocazii pentru că mai multe domenii au rămas pe din afară, precum este învățământul, precum este sănătate și așa mai departe. Am făcut atâtea de multe că nu reușim într-o emisiune. De aceea și zic, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. Nici nu vă vreți să le spun de-am fugă.